A fost închisă pârtia de la Transalpina, așa că am căutat repede o alternativă și am mers pe drumul către Petroșani. Pe drumul către Petroșani vreau să ajung la Straja. Dar nu am putut să nu opresc și să vă arăt. Surțurii ăștia care s-au format aici de 3 metri lungime, care sunt superbi. Drumul e în proporție de 60% acoperit de zăpadă, dar se merge foarte bine. Eu am tracțiune spate, dar manuală și cauciucuri de iarnă. Însă nu am avut absolut nicio problemă pe drumul ăsta. Sunt destul de multe locuri de cazare în obârșia Lotrului, în cazul în care vreți să veniți la schi pe Transalpina. Însă, cu siguranță nu sunt suficiente pentru o zi de weekend. Ah, ia uite, sunt și aici mai în față. Este și normal la minus 10 grade. Bine, acum că s-a mai încălzit, sunt minus 10 grade. Că până acum am avut minus 17 grade.